Și în al treilea rând că suntem astăzi aici pentru a-l omagia pe omul, ministru, patriotul, cetățeanul de onoare al Republicii Moldova, Nicolae Testemețanu. Vreau de la bun început să vă mulțumesc dumneavoastră, celor care munciți în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețanu, în frunte cu omul, savantul și pot să-i spun ca un tată al meu, domnul Ion Ababi, care cu atâta dragoste și pietate știe să vă unească la lucruri mari. Această alee este de fapt rezultatul muncii și atitudinii dumneavoastră față de acei care au muncit și continuă să ne degheze de acolo, de sus, ce facem noi pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru sistemul de sănătate, pentru profesia de medic și farmacist. Să mă credeți că am fost nu odată la ochiul alb. Să știți cu câtă dragoste, cu câtă pietate, cu câtă considerațiune vorbesc cetățenii acestui sat despre Nicolae Testemețanu. Citeam recent o frază a unui savant din domeniul sănătății și am fost totalmente de acord cu el. Nu poate să muncească în domeniul sănătății cineva care nu l-a citit sau nu l-a omagiat pe Testemețanu. Eu vreau să vă îndemn ca acele lucruri frumoase, acele sfaturi, acea dragoste măreață față de oameni și față de profesia de medic pe care a avut-o Nicolae Testemețanu, să o păstrăm, să o multiplicăm și să o dăinuim în timp. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru munca și dedicația, pentru atașamentul față de valorile pe care le-a promovat Nicolae Testemețanu și să știți că noi cei care am absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețanu vom fi mereu alături de năzuințele dumneavoastră, de dorința de a dezvolta și a continua frumoasele tradiții pe care le-a promovat cu atâta dragoste și cu atâta profesionalism. Eu încă o dată vreau să vă mulțumesc, domnule rector, pentru ceea ce faceți. Să vă mulțumesc dumneavoastră celor care susțineți aceste frumoase idei și să nu uităm niciodată că Nicolae Testemețanu este părintele nostru care ne-a învățat, la care ne uităm, de care ne ghidăm și pe care suntem într-un fel și datornici să nu uităm niciodată. Anume pentru aceasta se iau decizii, hotărâri, proiecte de legi pentru a dăinui numele și faptele celor care au muncit în acest domeniu, iar Nicolae Testemețanu este un model pentru noi. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc să aveți, în primul rând, sănătate, liniște și pace și succese frumoase pentru cei care munciți în acest domeniu și care doriți cu adevărat ca fiecare cetățean al Republicii Moldova să aibă acces la servicii de calitate medicală. O zi frumoasă și Dumnezeu să-L odihnească, iar noi să nu uităm numele Lui niciodată. Vă mulțumim mult, doamna Marica.